Natalie Chepine, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Ana Vlasov, din Buțeni, este acuzată de o faptă gravă. I-ar fi răpit un băiețel de 4 ani cu care a ajuns în Italia și l-ar fi ținut ascuns de mama lui. Am sunat pe mine de la poliție. Dumneavoastră a deschis dosar penal că dumneavoastră ați răpit copilul. Ați răpit? Da, l-am furat. Adică. A ieșit ilegal din țară. Ana riscă 6 ani de închisoare dacă îi va fi demonstrată vina. Femeia însă se crede absolut nevinovată. Chiar dacă e vorba de și sunt pușcării, și peste asta să trec. Ana crede că în spatele învinuirilor care îi se aduc stă o persoană care a depus intenționat o plângere falsă împotriva ei. Cel mai dureros pentru ea este că e vorba de un om apropiat. Am primit un cuțit în spate de la o persoană care eram gata să-mi dau și viața pentru dânsa. De altă parte, mama băiețelului afirmă că timp de un an de zile nu a știut nimic despre copilul ei. Am vrutit cum au vrut ei și cum le-a plăcut lor. Cum ar fi răpit Ana Vlasov băiețelul de 4 ani? Ce o leagă de acest copil și cu ce scop l-a dus în Italia? Cine este mama micuțului și ce istorie dramatică ascunde ea? Ce s-a întâmplat cu băiatul în Italia și unde se află copilul acum? Ana Vlasov va ajunge astăzi în fața expertului poligraf. Cum vă răspunde ea la detectorul de minciuni și dacă există vreo justificare pentru fapta pe care ar fi comis-o? Aflați în această ediție. Ana Vlasov ar fi răpit băiețelul de 4 ani din satul Cernac, raionul Cimișlie. Totul s-ar fi întâmplat în data de 4 august 2020. Peste 2 zile, femeia ar fi urcat cu băiețelul într-un autobuz care pleca în Italia. Cum a fost posibil să treacă atâtea hotare cu un copil străin și unde a ajuns băiețelul după ce a fost scos din țară? Aflăm de la mătușa copilului și nașul lui de botez. Pavel, Natalia, vă așteptăm în platou. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Pavel, vă rog să ne spuneți cum a ajuns finuțul dumneavoastră să fie răpit. Da, el nu a fost răpit. El e luat de mama lui, pentru că, deși când Gabriela, când a născut copilul, era... Ce înseamnă a fost luat de mama lui? Pe cine o considerați mama lui, de fapt? Eu, de fapt, Ana Vlasov, femeia acuzată de răpirea acestui copil. Da, da. Dumneavoastră o numiți mama copilului? De atâta, pentru că nu-i mama așa și face, dar așa și crește. Și simte când copilul și-ala nu doarme, copilul și-ala când e bolnav. Așa e mama. Așa? Da. Și aceasta a fost Ana pentru Ana. Acest copil. Numai decât, dar și în altceva. Deci ea practic a crescut? Asta vreți să din spuneți? A crescut acest din prima zi când s-a născut, el a crescut. Dar el a ajuns în Italia. Natalia, tu ce știi despre asta? Ei îl luau la Italia chiar și de mic. Din primele zile, știu așa, ei se duceau la Italia cu dânsul. Adică ei, nu prima cine? Dată. Părinții. Dar chiar și Gabriela au fost la Italia, tot cu dânsul. Deci, ca să înțelegem, Gabriela este mama biologică, biologică, să zicem, da, a copilului. Da, da. Iar Ana? Mama care îl crește. Așa. Este de uimit că o numiți mamă pe... Da, păi și copilul, nu-i, Gabriela copilul, nu-i spune mamă, îi spune Gabi. Mamă și tată, e și în Nicu și în Ana. Oho, deci eu înțeleg că dumneavoastră sunteți cu mătru, de fapt, cu Ana. Nu, eu sunt nănașul lor. A, chiar nănașul lor? Și totodată și le-ați botezat, ați botezat acest copil? Deci legătura dumneavoastră este mai mult cu Ana, nu cu mama biologică a copilului. Nu, nu, nu. E nepoată, dar mă rog, e tot timpul a fost deoparte, tot timpul a fost dus, e tot timpul nu... Dar știți cumva dacă Ana i-a cerut voie mamei biologice a băiețelului să-l ducă acolo? De asta nu știu. Dar, cred că știe, voi, da, pentru că e s-a dus... Tot timpul a luat acolo, copilul acolo a stat la grădiniță. Tot acolo? Eu cred că pe primul plan trebuie să punem într-adevăr mama biologică, pentru că eu cred că suferă, mai ales că a devenit mama biologică în perioada când era copil, încă și ea, care e clar lucru că încă nu-și dădea bine seama de toate acțiunile sale. Și respectiv... Chiar trebuie să vedem, în primul rând, relațiile copilului, atașamentul copilului și după aceea o să ne expun, pentru că, în primul rând, trebuie să fie luat în considerație interesul superior al copilului.
Eu doar o singură întrebare îmi pun. În istoria asta, în genere, cineva îți gândește la copil. Că nu cred că este ceva mai greu de împărțit decât un copil. Un copil care are o mamă biologică și care este crescut de o altă femeie, chiar din fașă. În situația asta, cred eu că atât mama biologică, cât și femeia care a crescut copilul ăsta din fașă, trebuie nu să gândească la ele personal, la ceea ce sunt ele sau la ceea ce au ele nevoie sau la faptul că ele nu pot fără copilul ăsta. Trebuie să gândească cum sunt copilul ăsta când este împărțit în două părți. Asta este cel mai important. În această seară discutăm despre Ana Vlasov, de 32 de ani. Ea riscă să ajungă la închisoare pentru o crimă gravă, ce anume răpirea unui copil. Cea care s-a plâns poliției este chiar mama băiețelului de 4 anișori, care afirmă că nu și-a văzut copilul timp de aproape un an. Mai devreme, i-am auzit aici pe nașul de botez și pe mătușa micuțului, care ne-au spus că, de fapt, el a fost îngrijit mai mult de către Ana Vlasov decât de propria lui mamă. În scurt timp, veți afla ce taină ascunde această istorie și veți auzi mărturia tulburătoare a mamei copilului. Iar acum să vedem cu ce argumente se apără femeia acuzată de răpirea copilului. Ana Vlasov a venit în platoul nostru să întâmplă. Bună seara! Ana, bună seara, bine ai venit, te rog să iei loc. Ana, știm că ești, așa cum am zis înainte de a intra tu în platou, ești acuzată de o crimă. Da. O crimă gravă. Este da. Vorba de kidnapping. Da. Riști 6 ani de pușcărie. Da. Zi-mi, te rog, mai întâi. Este adevărat că ai dus minorul peste hotare? Da. Este adevărat? Da. Mama acestuia știa despre acest fapt? Da. Tu i-ai cerut voie? Da. Pe scurt, zi-mi, te rog, cum ai trecut atâtea hotare? Trebuia să-l scoți din țara lui natală, după care să mai treci încă niște granițe, pentru că am înțeles că ai mers cu autobuzul. Da. Și în baza căror acte? Cu tutela. Tutela și pașaportul. Deci tu ai tutela asupra, pentru asupra acestui da. Copil. Care a fost făcută, bănuiesc, legal, da. În baza consimțământului mamei biologice da, al acestuia. Da, da. Ai avut probleme la vreun hotar niciodată, cu această tutelă? Niciodată. Se uitau grănicerii da, și acceptau și... Să, da. Să treci granița. Chiar și în Rusia am fost în vacanță 2 ani în urmă, tot cu copilul și cu soțul și nimeni nimic nu mi-a spus tot cu aceste acte am fost. Așa, și nu au fost nicio problemă? Niciodată nu au fost probleme. Înainte să continuăm, hai să vedem un subiect despre tine ca să te cunoaștem mai bine. Și care a fost realizat de către colegii mei. Atenție! Ana Vlasov are 32 de ani și este originară din orașul Ialoveni. Ea a crescut într-o familie cu 6 copii. Greutăți, adică cum trei lumea odată. Era și la noi așa au fost, că avem o bumbană, împărțăm la 3. Femeia spune că nu a apucat să-și facă studii și să însușească o profesie. De cum a absolvit școala, ea a plecat să câștige un ban în străinătate. Noi eram mulți în familie și noi nu avem răbdare să... Ne scăpăm cu mama, cu tata numai. Cum să ne ducem la muncă, să ajutăm părinții? Pe când avea 17 ani, Ana l-a întâlnit pe viitorul ei soț. În 2015 ei s-au căsătorit. După nuntă, cei doi au mers la muncă împreună, în Italia. El e sprijinul meu. Făcutam bani, am îngrămădit, i-a venit acasă mie înainte, am făcut reparații, cum să faci? Ana încă nu are copii, însă își dorește enorm să-și țină în brațe propriul prunc. Femeia mărturisește că, din cauza unei probleme de sănătate, a avut mai multe pierderi de sarcină. Putem prinde așa însărcinată, normal, să nu adică nu spune, nu spunea. Și am început pe medici. Am început acolo la Italia și acolo mi-a părut un medic foarte bun, dar și ăla, într-adevăr, m-a călășit. Cred că n-ați vrea Dumnezeu. El singur a să întoarcă și a să ne dă ei. Nu că e o problemă. Ana zice că nu va renunța niciodată să-și îndeplinească visul de a deveni părinte, chiar dacă ar fi vorba de înfierea unui copil. Copii care au nevoie de părinți, sunt foarte mulți copii. E problema asta că dacă ajung la sud și mimine ați mai învinovățească de furt de copil, eu n-ați mai put niciodată în viață înfia un alt copil. În scurt timp veți afla ce înțelegere ar fi existat între Ana și mama băiețelului pe care ea l-ar fi furat.
Totodată veți auzi dezvăluirile pe care le face bunica micuțului. Eu în genere cred că aici nu merge vorba de răpirii de copil. Odată ce dumneavoastră ați ieșit din Republica Moldova și ați prezentat niște acte și la frontieră vă s-o permis părăsiți teritoriul acestei țări, dumneavoastră ați avut actele în regulă. Da. Faptul că mama cumva vrea să-și le întoarcă copilul sau vrea să facă o răzbunare și o face prin intermediul instituțiilor de drept, asta deja o să dea ea socoteală procuraturii, poliției, de ce a făcut chestia respectivă. Totuși, dacă există un dosar penal. Da. Da? Ce articol este? 207, dacă nu mă greșesc. Dacă știi și ce scrie acolo. Nu vă pot spune, dar știu... Răpire de copil. Răpire de copil și falsificarea actelor. Și falsificarea actelor. Da. Vreau să înțeleg, organele de drept pun la îndoială actul de tutelă asupra copilului sau nu, ce anume? Nu, adică anul trecut, când am plecat eu, o găsit, adică o trăie cu concubinul. Și o scris în, cum se numește, în mitrică. Da, în certificatul da, de naștere. Da, în certificatul de naștere o scris pe concubin. Adică... Dreptată. Da. Și când am minimul sunat, eu eram la Italia. Tu nu știai despre asta? Nu, nu știam. Eu eram la Italia, când minimul sunat din poliție, mi-a spus că a fost răpit secară Bogdan, nu Vlasov Bogdan. E, dar... Toate actele la mine, Vlasov, cum s-a născut și chiar în ziua de azi, Vlasov toate. Și de aceea aceste acte cumva o se cred acum false. Da. Păi actele astea tot autoritățile anterior l-au eliberat. Faptul că între timp copilul, părinții biologic au schimbat numele de familia copilului, asta nu înseamnă că actele anterioare ele sunt false. Așa, oricum, așa sau altfel, există un dosar penal și riscul pentru tine este foarte mare să faci pușcărie. Ana, știm că mama biologică a acestui băiețel, de răpirea căruia ești bănuită sau chiar acuzată, nu știu ce statut ai, deja acuzată. Nu ți este un om străin, mama. Cine este, în ce relație sunteți? Acum... Nu acum, în general. În general foarte bine, adică... O relație de rudenie? Da, e nepoata mea. Nepoata ta dreaptă? Da. Deci, fata surorii tale? Da. Hai să vedem ce ne-ai povestit tu despre asta. Atenție la ecran. Copil obișnuit, nici la școală, că lumea nu se duce, nici nică. Într-o bună zi, noi făceam unghiile la sora și mea mică. Eram ambele. Când mă sună sora asta a doua, Natasha se cheamă, și îmi spune că anuț, Gabriela e, așa și mi-a spus, zalitit, e gravidă. Și vrea să facă abort, vrei să bei tableci. Tu știi, pe timp că eu la tăți am dat un mângheștor, dar tine astea la sindrom. Am venit acasă, și am întrebat-o și eu, și ai de gând să faci copil? Nu știu. Zic, ok, gândește. Zic, eu am decis-o, zic, îți dau copilul în Italia, pentru că dacă n-ai să-l iei în Italia, să ne iei statul. Ienii, când era însărcinată, ne-a spus, zic, numele care îl vrei în Italia și ala îl pui. Adică eu l-am botezat, adică eu i-am pus numele. La naștere am fost acolo, când o născut. Nu pot să vă explic emoțiile care le avem atunci. Eram, cum spun, la nouăle cer de fericire. Ana, ai pomenit despre o înțelegere între tine și nepoata ta. Despre ce înțelegere era vorba? Adică, din rudele noastre, cineva îi spune că să-mi dai copilul mie. Că să nu i-al iei statul. Adică e minoră, fără casă, fără masă. Și asta, adică au fost... E emoționat, eram la Italia, emoționat și ne-a spus, țac, eu am decis, eu mă gândesc să dau copilul în Italia, că să nu ne-l iei. Dar ea înțelegea? Câți ani avea ea la acel 17. Moment? 17 împliniți. Totuși un copil. Da. Ea înțelegea, de fapt, ce înseamnă asta? Nu pot să vă spun dacă înțelegea ori nu, dar... Voi i-ați explicat? Da, i-a explicat că un copil e... E un suflet și el, adică, care are nevoie de multe, așa să spun. De foarte multe un copil are, de îngrijire, de mâncare, de haine, de tot. Așa? Ea, într-adevăr, atunci, la moment, nu avea nimic. Nimic nu avea. Nici chiar în 7 luni de sarcină nu mânca.
Vine la mine seara și îmi spunea că țac nine mânca. Și eu o cărăm, Gabriela, tu gândești că trebuie să... Nu te gândești numai la tine, dar și la copil. Tu ai un prunc în tine, care e sub inima ta. Ce înseamnă gândește-te? Ea nu avea ce mânca? Câteodată nu vrea, câteodată nu avea. Am ocărât-o și pe asta că s-o sui bicicletă, era însărcinată, adică eu eram la Italia. Din auzit, ei nu vreau să-mi spună nie. Și din auzit așa au fost că Gabriel s-a suit pe bicicletă și s-a lovit la burtă, adică burta era mare. Și am sunat-o și zic și ei puțin deodată. Ei, când m-a împins nu știu cine acolo, mi-am spus, du-te la spital. Du-te la spital, că am auzit cazuri când se întâmplă, că nu, adică, nu se arată că copilul e mort. Dar și i-am zis, du-te la spital, nu-ți minte, s-a dus, nu s-a dus, atunci noi grăiem așa. Eu agitam, adică îi trimitem bani când avem nevoie, tot timpul. Dar n-am avut, încă nu mă sunas că, țac, eu îți dau copil. Nu a fost încă asta. Pe urmă, am și putut să spun, eram la Italia când i-am sunat și mi-a spus că o decis că să-mi les copilul mie. Dar la propriu ce înseamnă asta? Ea vroia să se dezică de copil? Da. Sau să-ți transmită drepturile pentru el? Toate drepturile trebuie să le facă. Totuși, la momentul actual, ea nu este lipsită de drepturi părintești. Ea rămâne în continuare mama acestui copil. Da, noi am fost, ea era minoră, noi am fost... Și când am zis că ea că e vrea să-mi scrie toate actele să le facă după mine... Acolo... Ce înseamnă toate actele după adică, tine? În certificatul de naștere totuși scria că ea este mama copilului. Dar să ies de zică de părinți, de copil și copilul să-l înfiez eu. Și asta era posibil? Nu era posibil pentru că ea era minoră și a spus că legea e de partea minorilor și ea spune așa și mâine poate să întoarcă. Deci trebuia să așteptați când împlinește 18 ani? Așa? Și ce ați făcut când a împlinit această vârstă? Nu ați mai făcut nimic? Ea a plecat la Franța acolo, eu de-am la Italia. Și copilul unde era? Cu mine. Ea a plecat în Franța, ți-a lăsat copilul așa cum a fost înțelegerea. Da, noi... Adică, tu să-l crești. Când, după ce s-a născut Bogdan, noi am rămas 3 la Italia. Adică eu am vrut să o ajut cu lucru, cu... Să lucrez, să pui picioare. Și să cumpere un apartament, cel puțin. O sta 2 luni de zile, așa a fost înțelegerea. Ori tu lucrezi și eu stau acasă cu copilul, ori invers. Eu lucrez, tu stai acasă cu copilul. Și o sta 2 luni de jumate, vreau acasă. N-am putut să-i zic nimic. Ok, vrei acasă. Adică mă mai stăruiem, poate, că nu-mi plac italienii, că nu-mi place limba, de este. Copilul ce vârstă avea? 2 luni. Nu, atunci când vrei acasă, avea 3. Dar spune-mi, te rog, până a rămâne gravidă nepoata ta, tu îi purtai aceeași grijă? Da. Câți nepoți ai? Ai spus că ești dintr-o familie numeroasă, din 6 copii. Ai 5 frați și surori, nu? Aici, în Moldova, 3 nepoți și mai am unul peste hotare al fratele care-i mort. 4 nepoți ai? 4 nepoți. Și de toți ai grijă, uite, în același fel? Da. Adică, de la sora și mai mare am 2 nepoți. Tot timpul... Dar cum așa a ieșit că tu trebuie să ai grijă de ei toți? Pentru că iubesc pe toți. Bine, dragostea e dragoste, dar ei au părinții lor, nu? Așa să eu cred că... Mai am unul în Moscova, dar cu dânsul numai ne scrim. Adică vorbim și ne scrim așa, altfel nu. Adică am întrebat-o pe, zicem, pe foasta, cumnata mea, dacă are nevoie de bani, poate pentru copii, eu zic că nu, e să descurcă, dar des vorbim, adică ne înțelegem. Dacă tu aveai proprii copii, și nu aveai problema pe care o ai, tu o convingeai să-și lase acest copil? Da. Pentru mine e un păcat mare să faci avort ori să bei pastile. Asta s-o cot eu. Asta eu odată chiar m-a sunat, adică după și s-a făcut avortul, eu n-am știut, tu cum am coașa am aflat că s-a mai făcut un avort. E într-adevăr o ținut ascuns, numai că nu aflu eu.
Da, odată, adică din 1 aprilie m-a sunat să-mi facă glumă, fă-mi ghine cu trimite-mi 50 de euro și am întrebat-o pentru și cât timp întrebam, știi? Și eu a zis că e prins gravidă. Și am zvârlit receptorul jos. Deja în acel moment când ea a prins gravidă, a rămas gravidă, tu ai decis că acest copil îl vei lua tu? Nu. Nu, eu și pe dânsa am crescut, adică de mică, și pe dânsa am, chiar am vrut să o iau la mine, adică în sat, la Buțeni. Și dacă a fost că să mă gândesc la copil împreună cu ea. Dacă s-o iei așa, în toți acești 4 ani de când copilul ăsta este născut, cât timp el a petrecut cu mama lui biologic? 2 săptămâni. Și de-am acum, de când sunt în Moldova. De când sunt în Moldova, de cât timp sunt în Moldova? De că am o lună. Pe 6 iunie. Tu ai zis că ați plecat împreună în Italia. Și da, acolo ea a stat cu tine 3 luni. Da. Deci totuși copilul a fost 3 luni. După da, care, cât încă timp s-a mai aflat cu mama? Când vinea la mine ospiței. Ea se trăgea la copil? Nu. Nu, eu sunam și îi spuneam, vină că eu am venit în Moldova, vină. Și spunea că vine și nu mai vine. La un an de zile nici nu a sunat, nici nu a venit. Am chemat-o la cumătrie, că am făcut cumătria la băiet. Este cum să zic, eu nu înțeleg propoziția asta, să o chem pe mama copilului la botezul lui. Da, eu am sunat-o și am spus, Gabriela, noi facem pe data de 8. I-ai făcut o invitație oficială? Pe data de 8 i-am spus și că facem. A venit? Nu. Hai să auzim ce ne-ai mai povestit despre cum ai crescut tu acest copil. Atenție la asta. Oh, și de bravo, hai iară! Bravo, Sofie! Bravo, Bogdan! Lucrările lui Bogdan de la grădiniță de acolo, de la Italia, asta e... Și se ocupă, adică astea sunt lucrările la sfârșitul anului la fiecare părinte, îl dă acasă. El a să crească un băiat deștept și... Bravo! Dar copilul cum vă numea pe dumneavoastră? Mama, tata. Și-a mai tot așa. El acum, oricum să-i spun că el nu înțelege, dar noi așa a fost înțelegerea că... Când a să aibă el de pe de un 10-14 ani, eu oricum a să-i spun că dacă n-a să audă de la mine, a să audă la altcineva și să scârghească mai tare, eu să rămnesc pe dânsul. Eu niciodată n-am vrut nici lui să-i fac sufere, nici ei. Dureros și emoționant. Foarte emoționant, pentru că mă gândeam acum mai devreme, la momentul când ați făcut toată procedura asta, chiar și de tutelă, s-a discutat vreodată cu nepoata, cu mama nepoatei, cum stau, ați discutat regulile, uite, eu îl iau. Cam, uite, 1, 2, 3. Sau s-o primit așa, ca în familie, hai dacă tu nu poți, las că îl iau eu. Ați avut niște reguli clare? Așa că să... Cum zici dumneavoastră că reguli clare, nu. Da, adică ne-a spus cineva că... Dar nu te temi. Zic, nu. De ce nu te temeai? Erai sigură? Nu mă temeam că... Adică nu mă așteptam de la dânsa. Că ea când a venit odată, am venit la Italia și o prieten de ei, adică eram toate 3 și o prieten de ei a spus, a zis că, Gabriela, a zis că, dar tu ce simți amuia când o ia că o aveți pe Bogdan, că străg de urma lui Țaca, că ele amândouă spuneau Țaca, mama, a zis că, da, nu semnic, eu știu că Țaca să aibă grijă de dâns, cum a avut grijă de mine. Nu mai ești atât mine, tot net alte ești, ați cu ce? Dimineața intra în casă, noaptea ieșe, se duce cu băieță. Te suna, se interesa, ce face, are nu, febră? Niciodată n-am manipulat, i-am spus că împreună a să-l creștem. Te-ai ascuns undeva în Italia, când ai luat copilul ultima dată. Chiar nu ți-e rușine la poliție să te plângi pe mine după și cât am făcut eu pentru tine, adică te-am ajutat. Thank you.
m-a sunat, eram la Italia, m-a sunat și ne-a spus țac, eu am decis. Eu mă ghinez, dau copilul în Italia, că să nu ne-l iei. Nepoata ta dreaptă. Da. Deci, fata surorii tale. Da. Este adevărat că ai dus minorul peste hotare? Da. Cum ai trecut atâtea hotare? Cu tutela. Nu-i mama așa și face, dar așa își crește. Și simte când copilul și-ala nu doarme, copilul și-ala când e bolnav. Așa e mama. Ea se trăgea la copil? Nu. Am chemat-o la cumătrie, la băiet. Și a venit? Nu. Gabriela o zică, dar tu... Și simți amuia când ia că o aveți pe Bogdan, că strâng de urma lui țaca, mama. O zic că de-aia nu sunt nic. Eu știu că țaca să aibă grijă de dâns, cum a avut grijă de mine. Mama biologică, în toți acești 4 ani, iată până nu aș lua ea copilul acum. Apropo, de cât timp se află el acum la ea? De o lună. De o lună doar. Așa. Până atunci, ea ce rol avea în creșterea lui? Te suna, se interesa, ce face, are febră, doare burtica, cu ce îl hrănești, când merge la grădiniță? Niciodată. Ea ca o singură dată, o singură jucărie o a dus la copil, asta a fost anul trecut, de când trăia ea cu un cubin și o kilo de banane. Atât. Cum ai aflat că ești acuzată de kidnapping? În ce moment și cum s-a întâmplat? M-a sunat la Italia. Poliția de aici? Sau cine te-a sunat? Da, poliția de aici. Și mi-au spus că sunt acuzată în răpirea copilului. Când s-a întâmplat asta? Care... Asta au fost acum 3 luni. Acum 3 luni? Da, spunem așa. Copilul se afla la tine? Da. Ce ai făcut în primul rând când te-au sunat? În primul rând a început a plânge. Am sunat soțul. Zic, dar mai înainte, adică anul trecut, l-au sunat și pe dânsul. Asta era Gabriela, cu concubinul și cu doamnă. A spus că de la poliție, dar noi nici n-am luat în considerare că e de la poliție, că adică vorbeau așa, țărănești, să spunem. Și ce v-a zis atunci? Eu nu știu, că a vorbit doar cu soțul meu. Bine, eu... soțul ți-a povestit, cred că, despre că... asta. Că s-a furat secară Bogdan. Și soțul răspuns, și-a lucrat pe secară Bogdan, că eu l-am pe Vlasov Bogdan lângă mine. Și acolo l-a întrebat, copilul unde-i? Și soțul a spus, zic, aprinde camera, că el vă arăt. El era de urmă în scăunel. Și zic, vă arăt, aprindeți camera și vă arăt. Atât. Și atunci nu v-ați alarmat? Nu. Nu. Dar zi-mi, te rog, chiar Gabriela, nepoata ta, mama copilului, ea ți l-a cerut vreodată? Nu. Uite, adă-mi-l, pentru că totuși este copilul meu, eu m-am maturizat, eu am crescut, eu mi-l vreau înapoi. Niciodată? Niciodată, niciodată. Cu mâna pe inimă, Ana. Cu mâna pe inimă, măcar scrie un mesaj, țac, ori chiar Ana, la urma urmei, adă-mi băietul, că eu, nu a fost așa ceva. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Ana Vlasov, de 32 de ani. Femeia se plânge că riscă pușcărie pentru că ar fi răpit un copil pe care l-a dus în Italia. Ana își neagă vina și afirmă că, de fapt, ea poate fi numită mama băiețelului de 4 anișori, întrucât l-ar fi crescut practic de la naștere. Nepoata sa l-a născut pe când era minoră și apoi i l-a încredințat ei. A venit momentul să auzim mama biologică a micuțului și mărturirea ei tulburătoare. Gabriela are 21 de ani și locuiește la Cimișlia. De câteva luni, tânăra s-a angajat într-o familie ca bonă și îngrijește de un bebeluș de 6 luni. Da, am grijă de fetiță între timp ce mămica ei e pe hotare. Și curând trebuie să fie mămica ei acasă. Tânăra povestește că la 16 ani a avut o relație cu un băiat mai mare. Când a aflat că este însărcinată, Gabi a trăit cea mai mare trădare din viața ei. Tatăl copilului a părăsit-o, plecând peste hotare imediat ce i s-a dat vestea. Când mi-a spus că eu o să avem un copil, el a spus că ok, hai, lasă-l, o să creștem împreună, apoi a dispărut total. Gabriela recunoaște că a avut gândul să renunțe la copil, totuși a decis să ceară sfatul apropiaților, care au susținut-o și au promis că o vor ajuta la creșterea copilului. Am sunat la Rudi, care mi-au spus că nu, lasă-l, că o să fie tot ok, lasă copilul, nu favor, o să te ajutăm. Acum însă Gabriela își acuză mătușa că a manipulat-o cu scopul de a-i lua copilul. În câteva clipe veți auzi ce spune presupusul tată al copilului și ce poziție a luat în situația creată. N-am manipulat-o, adică ce, asta chiar nu-i drept. Nu i-am spus că, cum am mai întrebat chiar și în poliție,
e drept că tu ai... I-ai spus lui Gabriela, lasă copilul pentru tine? Am spus că nu. Că n-am manipulat. I-am spus că împreună a să-l creștem, împreună să... Eu asta te ajut. Asta s-a ajuns, dar totul s-a întors un pic altfel. Tu, practic, ai devenit mama lui și îl creșteai eu de una singură. Da. Asta de ce? Pentru că îți doreai foarte mult acest lucru? Pentru că tu, în orice moment, puteai să-i spui Gabrielei, după ce, mai ales după ce a împlinit 18 ani, draga mea, tu ești mamă, eu ți-am promis să te ajut, dar acest copil are o mamă. Vino, te rog, îți place Italia, îți plac italienii, nu-ți place italiana, înveți și chineza pentru copilul tău, fii aici la munci, muncești binișor, așa cum ești tu frumușică, tinerică, da? Și ai grijă de copilul tău. Iar atunci când ți-o fi mai greu, o să vin eu în susținerea ta. Tu aveai această opțiune și eu... tu erai mai matură decât ea. Tu puteai, aveai tot dreptul să-i ceri acest lucru. Avea 20 de ani. Dar tu ai preferat să iei copilul. Sunt sigură că cu ușurare ai trimis-o acasă să-și caute de treabă, ca tu să rămâi cu acest copilaj. Nu am dreptate? Nu. Chiar și anul trecut am luat-o. Avea 20 de ani, am luat-o la Italia. Iar tot același lucru. Trăiește aici. Nu-mi plătește apartamentul. Oricum, dacă stai aici cu copilul, mă duc eu la muncă împreună cu soțul. E mai ușor. Dacă nu, te duci tu la muncă. Anul trecut, ea avea 20 de ani. Uh-huh. Era foarte matură de a judeca că aici e copilul ei. Nu. A stat tot așa 2 luni jumate și a plecat. Ce ai zis atunci? Vreau acasă. Nu-mi dar place copilul? Italia. Copilul nu există. Nu exista copilul. Dar nu i-ai spus, cel puțin, nu știu, să încerci să o convingi cumva. Dacă vrei acasă, ți-ai luat și copilul. Nu, asta nu, pentru că știam că dacă... ea a să accepte asta, a să-mi copilul din casă în casă, adică azi aici și mâine acolo. Asta eu știam. Și dau un... pentru mine asta, el suferă. Ea nu ți-a zis niciodată, chiar niciodată în acești 4 ani, că vrea să-și ia copilul în grija ei? Nu. De când la ea s-a trezit instinctul ăsta matern? De când ea a început să aibă în grijă de copilașul ăsta de 6 luni? Eu nu știu de când are... Ea spune că de 3 luni are grijă, cel puțin în reportaj asta am auzit. Dar mă mai interesa încă o chestie. Ai schimbat cumva adresa de când te-ai ascuns undeva în Italia, când ai luat copilul ultima dată, da? Pentru că răpire, eu înțeleg, eu nu sunt avocată, eu înțeleg așa. Eu l-am răpit, eu m-am ascuns undeva cu el ca să nu mă găsească nimeni, da? Sau tu ai rămas liniștită fără a anticipa ceva, fără a te ascunde de lume? Copilul mergea mai departe la grădinița unde a mers? Adică după și mi-a sunat soțul acolo la Italia și a spus că noi după asta, adică era carantină, nu m-am izghit acasă, să vă spun drept că după asta, într-adevăr, l-am dat acolo la Italia, la grădiniță, că să nu rămân în urmă, înțelegeți? L-am scris la grădiniță, drept că privată, nu de stat, pentru că de stat trebuie să stăm acolo permanent, adică ședere permanentă, dar noi dacă nu... La private, dar l-am dat. Dar și tot în casa așa, chiar Gabriela știe unde. Eu i-am dat întrebarea asta, Gabriela... Deci tu afirm că în tot acest timp, aproape un an de zile, cât copilul s-a aflat în Italia, voi nu ați revenit aici, din diferite motive. Ea știa unde se află copilul, da. Ce se întâmplă cu el. Da. Ați făcut și legătura cu ea? Prin Skype, prin telefon. Am sunat-o mii de ori. Mii. Ați vorbit. Nu, odată nu mi-a răspuns la telefon. I-a scris soțul, Gabriela răspunde la telefon, să grăim. Odată nu a răspuns la un mesaj, la un... La deci nică. Pur și simplu a dispărut așa, brusc? Pur și simplu nu răspundea la telefoane, la mesaj, la nimic. Tu ai și confirmarea, bănuiesc. Am. Chiar aveți și... acele mii de apeluri despre care zici, înregistrate în telefon. Acum, întrebarea noastră logică a tuturor este cum crezi, de ce... În acest moment, acum 3 luni sau când s-a întâmplat totul, Gabrielei brusc i s-a trezit instinctul matern și dorința de a-și crește propriul copil, deși până acum tu ai încercat să ne convingi că a fost lipsită cu desăvârșire de acest instinct și de această dorință. Să vorbim așa la drept, dacă e părerea mea, pentru bani.
Te rog, deschide paranteza. Înainte să mă duc la Italia, adică încă eram în sat, eu și rut la mine niște bani, am spus că eu n-am pentru că... Când s-a întâmplat asta? Am trecut prin iulie, așa că... În ce mod ți-a cerut bani? Câți bani și pentru ce? Că concubinul ei trebuie să meargă la Israel și noi ajung 1000 de euro. Ți-a cerut 1000 de euro? Da. Și am spus că cam eu n-am. Să acasă la Moldova n-am, da. Cu soț când grăiesc de bani, adică pentru rudele mele trebuie să grăiesc în patru ochi. Cum în patru ochi? În ochi să-l conving. Așa. Eu poate pe telefon să-mi zic mult. Bine, și este o sumă destul de mare pentru voi, bănuiesc, 1000 de euro. Da. I-am spus că mă duc acolo și ați grăiesc și ați vedem. Dacă n-o să aibă, să ne împrumutăm. Așa, până la urmă ai refuzat-o, așa am înțeles. Da. Da, a refuzat-o. Și tu crezi că anume asta a făcut-o A refuzat-o după ce am ajuns în Italia, la avut 3 zile, poate. Și eu pe 6 am ajuns în Italia. Pe 6 ce? 6 august. Uh-huh. Anul trecut. Da. Uh-huh. Cineva pe 9, pe 10, poate am spus că nu am banii. Uh-huh. Și pe 17 i-a făcut denunța. Adică o scris. A scris plângerea, da, la poliție. Tu ai aflat despre asta mult mai târziu. Cu mult mai târziu. Dar când ai aflat, ai legat aceste lucruri și tu crezi că anume din această supărare, uite, ea ți-a făcut, da, asta. Eu vreau să o întreb și pe Natalia, știind-o pe Gabriela, tu crezi că ea putea să facă așa ceva? Că ar fi în stare, uite, pentru o supărare de bani, pentru bani să, da, să facă așa liber ceva? Liber. Da, liber? Da. Să bage pe mătușa ei la închisoare pentru că i-a crescut copilul? Da. Pentru bani. De ce? Tu ai putea să ne descrii pe Gabriela așa cum o știi tu? Eu nu o cunosc chiar de mult timp, de 2 ani o cunosc. E suficient ca cât de cât să-ți faci o impresie, da, despre un om. Chiar o săptămână am stat la Ana amândouă, cu două veri în urmă. Și dimineața intra în casă, noaptea ieșe, se duce cu băieță. Nu avea, avea așa grijă de copil, doar că nu ruga Ana. Dar vroiam încă o întrebare către Ana. Uite, am 14 ani copilul. Te-a sunat vreodată Gabriela să-ți manifeste recunoscutință, să spui, băi, An, sau Țacă, mai chiar îți sunt recunoscătoare, chiar îți mulțumesc că, uite, m-ai ajutat, sau îți mulțumesc că îmi crești băiatul meu, da? Îi dai tot ce poți tu mai bun, da? Îi ofer ceea ce n-aș putea eu să-i ofer, poate, la moment, sau nu sunt capabilă. Și îți mulțumesc pentru asta, ție și soțului tău. Ai avut așa vreun sunet? Eu cred că nepoata asta dumneavoastră, Gabriela, este o mamă irresponsabilă. Pentru că o mamă adecvată nu cred că și-ar lăsa copilul din prima zi de naștere. Faptul că dumneavoastră ați mers la pasul să luați și creșteți un copil străin, nu a dumneavoastră propriu, cred că ăsta este un gest măreț. Nu cred că în țara asta sau în genere în lume sunt mulți oameni care ar merge și ar lua copii străini să-i crească și să aibă atitudine față de acești copii ca de-a lor proprii. Pentru mine chestia asta, eu nu pot să înțeleg cum alți oameni fac lucrul ăsta, pentru că eu cred că asta e foarte greu. În primul rând să te împaci cu tine însăși, să mergi să iai un copil străin, să-l crești, să-l ai mereu lângă tine. Faptul că mama manipulează prin a scoate bani din dumneavoastră și în această schemă își folosește propriul copil și propriile sale rude, cred că este cel mai ticălos pas pe care ea putea să-l facă vreodată în viață. Soțul și cu Bogdan zice la ești mici coca, baby. Și tare vrei baby. Mama, noi vrem, când ne aducea baby? Și înainte să auzim de plângere, noi într-adevăr vrem să venim la Moldova să fim a doilea o fetiță. Asta. Să aibă soră. Mică? Da, mică. Bogdan, când am început să trag pe moldovnești pampersul, apoi eu îi spuneam lui soț, măi Nicule, zic eu nu vreau că să termine pampersul, dar deși zic eu nu vreau să crească. Prea repede parcă crește. El într-adevăr a început mai să maturizeze mai repede, să grăiască. Zi-mi, te rog, Ana, uite, după ce ai aflat despre această plângere, ai adus copilul înapoi. Da, adică
am venit, cum s-a deschis, adică avemile acolo, direct am găsit autobuz și am intrat în țară. Probabil că ai vorbit cu Gabriela. Eu luni am ajuns în țară și marți am mers cu avocata la poliție, acolo la Timișlia. Cu ea ai vorbit? Da. Cu nepoata ta? Da. Ai vorbit când i-ai dus copilul? Adică i-am spus, Gabriela, des facem așa, el strămează. Dar nu te-ai uitat în ochii ei, sunt crede. M-a uitat. Fato. E ca așa feșeni. E ca așa. Atât l-ai întrebat-o de ce? Cum ai putut să-mi faci una ca asta? Ce ți-a răspuns? I-am zis, de Gabriela, chiar nu ți-i rușine la poliție să te plângi pe mine după și cât am făcut eu pentru tine, adică te-am ajutat. Nu mai ești admin, tot mine talte ești, zic cu ce? Cu ce? Hai, gata, dă-ți termină. Asta a fost. Asta mi-a atras atenție și încă din primul reportaj, că tu ai spus că ești de acord să iai un copil și de la un orfelinat, da? Adică nu-i neapărat copilul acesta să-l crești. Tu ești gata să crești alți copii. Și da. Acum ai mai demonstrat că vrei o fetiță, da, spre adopție. Și plus la asta, eu îmi dau seama psihologic. Eu încerc să mă pun acum în papucii tăi. Cât e de dificil psihologic să trăiești 4 ani cu așa o povară, ca să nu spun altfel, tu știi foarte bine că nu poți, tu nu ai luat copilul și gata, el nu mai vede mama, tot neamul știe a cui e copilul ăsta. Tu vii, el vezi, tu știi că, uite, odată și odată o să deschidă parantezele, da? Tu ai să-i explici copilului, oricum tu ai fost de acord să mergi la asta, că știind că da, el o să afle mai devreme sau mai târziu cine e mama lui, o să-l împarți, o să-l cumva, o să gestionezi toată educația asta împreună cu mama lui. Deci mie, până la moment, până n-am văzut mama copilului, îmi trezești doar emoții sau sentimente de respect și admirație față de tine ca om. Cum a spus și colega mea, nu fiecare în ziua de azi, a crește un copil nu e așa de simplu, chiar dacă ți-l dorești foarte mult. Da, să-l iubești. Și să-l iubești, eu văd personal, eu văd în ochii tăi, eu simt dragostea asta față de acest copil, da, față de Bogdan și uite, tu încă n-ai fiat fetița asta, dar vorbești cu atâta pasiune despre ea, da, cu atâta emoții, cu atâta căldură, că eu sunt sigură că fetița care o iei spre adopție o să fie cel mai fericit copil, pentru că să aibă o mamă care o iubește. Tamara, la începutul acestei emisiuni mi-ați spus că orice caz legat de un copil trebuie să fie rezolvat din perspectiva dreptului suprem al copilului, da? Și binelui suprem al copilului. Din interesul copilului. Acum, când ne-am aprofundat în această istorie, ce credeți? Ce sentimente aveți? Da, într-adevăr, e foarte dificil, în primul rând, pentru copil. Tot această emisiune, numai la copil m-am gândit care e situația lui psihologică la moment când două mame practic încearcă să împartă acest copil. Eu cred că acest copil suferă el în primul rând și atunci când ați făcut pasul pe a lua spre îngrijire, creștere și educație copilului, trebuia să mergeți pe o cale legală, fie luați definitiv și deveniți mamă legală, pentru că acest copil să nu aibă consecințe și să sufere ulterior. Și mă refer că trebuia să faceți lucrul acesta după ce mama a împlinit 18 ani, să-și dea acordul pentru adopție sau să fie decăzută din dreptul părintești în cazul dat ca să fiți legală mamă. Da, în primul rând, dumneavoastră v-ați spus pe primul plan interesul dumneavoastră ca să fiți mamă acestui copil. Eu aici văd și manipulare față de minoră care a devenit mamă, pentru că dacă explicați care sunt drepturile de mamă, dacă îi creați acest instinct de mamă, pentru că la 17 ani e clar că e minoră și ea nu are un discernământ de plin pentru a conștientiza cum se crește, educa un copil, trebuie să faceți acest lucru și iarăși, în primul rând, să vă gândiți la copil, nu la dumneavoastră, ca să deveniți mamă după mai multe încercări. Într-al doilea rând, trebuia cumva acest atașament, da, a copilului, dacă chiar și l-ați luat să o ajutați, să mențineți legătura cu mama și copilul să cunoască și pe mama biologică ca mamă și să aibă o relație de comunicare și în primul rând cu mama. Aici văd că nu s-a implicat nici medicul de familie atunci când a fost însărcinată
Gabriela ca să-i explice cum trebuie să-și crească, să-și educe copilul. Nici rudele nu ați făcut acest lucru, dar în afară de ascuns. Ana, practic. Da. Dar ați ascuns acest lucru, eu văd aici, pentru că a dumneavoastră să deveniți mamă. Mama nu la Gabriela, mama nu la Gabriela, adem la tata meu. Gabi nu face cruce, asta că noi n-a te lăsăm în drum. Eu mă punem în genunchi la medicii de la noi din sat. Vinovată în situația asta sunteți dumneavoastră. Mama micuțului are o altă versiune. Ea spune că mătușa ei ar fi manipulat-o ca să-i ia copilul pentru că nu-i poate avea pe ei. Ai manipulat-o pe nepoata ta pentru ca ea să-ți lase copilul.